Echipele de studenți ale Facultății de Inginerie Herman Ober din Sibiu reușesc să câștige concursurile naționale de roboți și să se claseze pe locuri onorabile la cele internaționale, deși resursele lor financiare sunt limitate. Am participat la două concursuri naționale, am luat locul întâi pe țară și la două internaționale în Franța, la Ferté-Bernard, unde am luat primele locuri dintre toți participanții români în străinătate. Am avut rezultate foarte bune, din 300 și ceva de echipe am luat locul 17, anul trecut am luat locul 22 din 300. Problema la noi este că studenții sunt foarte încărcați cu alte activități și asta o fac în timpul lor chiar liber. În primul an noi am cheltuit 5.000 de lei. Și am ajuns în Franța și acolo ne-am învins echipe care aveau fonduri de 50.000 de euro. Diferența este enormă. Noi am făcut mult din ingeniozitate, din dorință și improvizație multă. Pasiunea și dorința de a construi roboți cât mai performanți sunt singurele lucruri care mențin viu interesul tinerilor pentru acest domeniu. Munca în laborator îi prinde atât de tare încât nu puține sunt nopțile pe care le petrec în facultate. Este un robot de teste, îl folosim pe post de machetă pentru robotul advers ca să mă putem orienta în funcție de ce probe avem de făcut. De unde această pasiune? O să spun că a venit pe moment, am fost întrebat de niște colegi dacă aș vrea să particip într-o echipă de roboți și da, mi-a surus ideea și am zis să încerc să vedem ce iasă. O zi este foarte plină în general. La început e un pic mai goal, așa că până te încălzești, până îți vin piesele, până nu știu ce, dar după aceea parcă tot mai repede trebuie să lucrezi, parcă nu mai ai timp și dintr-o dată te trezești că vii aici, stai până noaptea, nu dormi 24 de ore, lucrezi în stânga, în dreapta și înveți foarte multe și foarte plăcut. Pus bazele echipei prin octombrie, practic până am avut piesele, a fost februarie și din februarie până în, inclusiv în noaptea dinainte din concurs, a fost electronica și programarea. Deci undeva cam la 6-7 luni. Este unul din lucruri care nu m-aș da niciodată să-l fac, să stau noaptea în facultate. Nici nu mi-a trecut niciodată prin minte că o să ajung să fac asta, dar îmi place să fac asta. Unii dintre ei ajung chiar să jurizeze concursurile internaționale. Victor Mihai Vai s-a întors zilele trecute din Franța, unde a fost atestat ca arbitru. Pentru prima mea în Franța a fost specializare pentru a mă omologa în cadrul concursului Robotix. Acum sunt arbitru oficial acestui concurs. De asemenea, sunt organizatorul principal al concursului, cel puțin al acesta. Concursul durează 1 minut și 30 de secunde, trebuie să iei câteodată unele decizii neplăcute pentru unele echipe. Mai sunt și conflicte, trebuie să calmez cu cât mai bine posibil. Lipsa fondurilor nu i-a împiedicat niciodată să viseze, așa că visele au devenit realitate atunci când au primit recunoaștere internațională pentru munca lor. Nu s-au plâns de lipsa banilor și au încercat să gândească pozitiv.